Vă salut! Astăzi o să vă vorbesc despre mașina cu cutie de viteză automat. De ce să conducem o mașină cu cutie de viteză automat? Răspunsul este că mașina cu cutie de viteză automată are mai multe avantaje față de mașina cu cutie de viteză manuală. Și eu o să vă enumăr câteva avantaje. Primul avantaj este acela că este ușor de condus. Al doilea avantaj este potrivită pentru orașele unde traficul este aglomerat. Asigură un plus de siguranță și, de ce nu, și confort în trafic. Consumul de combustibil este mai mic. Putem controla permanent volanul mașinii cu ambele mâini. Plecarea din rampă se face foarte ușor. După ce ne-am oprit, luăm piciorul de pe frână și apoi accelerăm, iar mașina pleacă înainte. Este foarte simplu. În schimb, la mașina cu cutie de viteză manuală, trebuie să fiți foarte atenți cum vă coordonați picioarele pe pedale pentru ca mașina să nu plece înapoi. Un alt avantaj este că în timpul virajelor aveți ambele mâini pe volan, iar atenția nu mai este la schimbător, este doar la semnalizare, asigurare, încadrare. Acum, privind în viitor, trebuie să nu uitați că majoritatea fabricilor de mașini au anunțat că nu vor mai produce mașini cu cutie de viteză manuală din anul 2030. Deja aproximativ 30% din producția de mașini din piață este cu mașini automate, hibrid sau electrice. Vă dau un exemplu. Dacă doriți să cumpărați o mașină electrică care costă în jur de 20.000 de euro, să știți că statul român vă va acorda o subvenție de 10.000 de euro. Deci veți ajunge cu costul mașinii la 10.000 de euro. O mașină electrică nou-nouță. Viitorul este cel al mașinilor automate. De aceea, eu vă încurajez să conduceți mașini automate pentru că sunt ușor de condus și confortabile. Înainte de a porni motorul, trebuie să vă spun câteva cuvinte despre pedale și schimbătorul de viteze. Avem două pedale. Priviți. Pedala din stânga pe care apăs eu acum este frâna și se apasă cu piciorul drept și pedala din dreapta este accelerația și se apasă cu piciorul drept. Deci ambele pedale se apasă cu piciorul drept. Priviți. Frână, accelerație. Piciorul stâng trebuie să-l ținem să se relaxeze pe stânga aici. Are locul lui special. Acum, pentru că am terminat cu pedalele, să trecem la schimbătorul de viteze. Avem maneta schimbătorului de viteze, care are următoarele funcții. Observați că avem niște litere scrise aici. Prima este P, R, N, D și S. Să vă spun ce semnifică fiecare. P-ul înseamnă că mașina este în parcare, deci când ne oprim și am terminat de condus, ducem maneta schimbătorului de viteză la P
și mașina este în parcare. Mașina nu mai pleacă nici înainte, nici înapoi. Următoarea literă, R, vine de la reverse. Dacă introducem maneta schimbătorului la R, mașina merge înapoi, adică în marș arier. N, de la neutru. Dacă introducem schimbătorul la litera N, mașina se află pe liber, adică la punctul mort. D reprezintă drive, adică ne punem în mișcare când pleacă mașina înainte. S este de la sport, adică în momentul când am adus schimbătorul la sport, înseamnă că suportăm un consum mai mare de combustibil, trebuie să turăm mașina mai mult și mașina va merge mult mai repede. Acum să vă arăt cum se introduce în viteză. Avem maneta schimbătorului de viteză, unde trebuie să o prindem cu toată mâna, prindem clapeta, o strângem, cu piciorul drept trebuie să apăsăm frâna, deci nu putem introduce în viteză dacă nu ținem apăsat pedala de frână. Și dăm din poziția de parcare, prima literă este R. Observați că s-a aprins beculețul, ne spune că este în viteza de mers înapoi. Suntem tot cu piciorul pe frână apăsat și introducem schimbătorul la litera N, adică pe liber, neutru. Acum este la punctul mort. Următoarea literă este D, la fel, drive, adică mașina merge înainte, și S, după cum v-am mai spus, sport, adică mergem cu mașina mai sport, mai rapid. Repetăm. Dacă vrem să plecăm înainte, apăsăm clapeta, tragem de manetă spre noi și dăm la D, drive. Dacă mergem înapoi, de la drive, dăm la R. Observați, R. În principiu ne interesează doar viteza de mers înainte, adică D-ul, R-ul și P-ul. Acum, să pornim motorul. Întotdeauna când pornim motorul, trebuie să apăsăm frâna cu piciorul drept. Învârtim de cheie până se pune contactul, așteptăm să stingă martorii, apoi învârtim de cheie către înainte. În momentul în care pornim motorul, eliberăm cheia imediat. Și acum să presupunem că dorim să mergem înainte. Suntem cu mașina la poziția P pentru că suntem în parcare, apucăm maneta, prindem siguranța în mână și trebuie să dăm la D. Dăm ușor. Drive. Uitați-l. După ce am introdus maneta schimbătorului în drive, pentru a pleca de pe loc, nu avem de făcut decât să luăm piciorul de pe pedala de frână și mașina va pleca ușor în față. Haideți să vă arăt. Să încerc să vă arăt și la pedală și în față. Deci, acum, dacă eu eliberez ușor frâna, uitați, mașina a plecat către în față. Eu nu apăs, nu fac nimic. Priviți. Acum apăsăm frâna să ne oprim. Deci ați observat că mașina pleacă singură. După ce am introdus în drive, adică viteza de mers înainte, noi eram dinainte cu piciorul drept pe frână,
Și ca să plece mașina de pe loc, am spus că eliberăm frâna ușor, iar mașina va pleca și ați văzut, merge cu aproximativ 5 km la oră, cât doriți dumneavoastră. Deci ea nu se va opri, deci ea merge chiar fără să o accelerați deloc. Vă mai arăt o dată, am dat în drive, apoi trebuie să eliberăm frâna, da? Am eliberat ușor și uitați, a plecat mașina și merge singur așa, cu aproximativ 5 km la oră, cât doriți dumneavoastră. Uitați, piciorul l-am dat în spate. Atât de simplu se pleacă de pe loc cu mașina automată. Din acest motiv vă spuneam că este foarte ușor de condus o mașină automată. Ne oprim, apăsăm frâna. Observați că folosim doar piciorul drept. Vrem să mergem înapoi acum. Avem piciorul drept pe frână. Prindem maneta cu mâna dreaptă, să strângem clapeta în mână și o să ducem maneta la R. Am spus că R. Observați, R. Avem piciorul drept pe frână. În momentul în care o să iau piciorul drept de pe frână, după ce m-am asigurat în oglinzi, o să vedeți, uitați, eliberez, am eliberat piciorul și priviți și în oglindă. Mașina merge singură. Ne oprim. Ați observat cât de ușor pleacă singură, fără să accelerăm, folosim doar un picior, piciorul drept pe frână. Deci, în momentul în care dorim să plece mașina, noi nu avem de făcut decât să luăm piciorul de pe frână, iar mașina se va pune în mișcare. Acum, să fac o paranteză, să vă spun cum se pleacă cu mașina manuală de pe loc. Este mult mai greu și sigur vă va lua cel puțin o ședință de condus să vă obișnuiți să plecați de pe loc. În schimb, la mașina automat ați observat că putem pleca din prima de pe loc fără să depunem efort. Deci cam atât am avut de spus despre schimbătorul de viteze, despre pedale și cum se face plecarea de pe loc cu mașina automată. Acum o să mergem puțin prin oraș să vedeți cât de ușor se conduce o mașină automată în oraș, să vedeți cum se face plecarea din rampă, cât de ușor abordăm intersecțiile, pentru că o să avem ambele mâini pe volan și privirea noastră o să fie doar înainte. Deci nu ne mai interesează schimbătorul de viteze. O să conducem foarte lejer și relaxat. Să mergem. Să vă arăt cum se face plecarea din rampă. Observați, suntem în rampă. Suntem cu piciorul drept pe frână, maneta schimbătorului de viteză este la poziția P, trebuie să prindem maneta cu toată mâna, să prindem clapeta în mână și ducem maneta la drive, la D. După care semnalizăm stânga că ne punem în mișcare, să ne asigurăm. Observați că avem piciorul drept pe frână. După ce o să luăm piciorul drept de pe frână, o să observați că mașina nu se mișcă absolut deloc, timp în care dumneavoastră mutați piciorul de pe frână pe accelerație și apăsați accelerație. Atât aveți de făcut. Haideți să încercăm. Deci ne asigurăm, avem semnalizarea pusă. Da. Acum, luăm piciorul de pe frână, observați că nu se întâmplă nimic. Acum, punem piciorul pe accelerație, accelerăm și mașina pleacă. Apăsăm frână și ne oprim cu semnalizare dreaptă. Mai facem încă o dată. Avem maneta
schimbătorului la drive, mersul înainte, piciorul drept este pe frână și am spus că nu avem de făcut decât să luăm piciorul drept de pe frână, să-l mutăm pe accelerație, dar fără să ne grăbim, pentru că mașina nu se mișcă deloc câteva secunde, timp în care trebuie să puneți dumneavoastră piciorul pe accelerație. Semnalizăm stânga că ne punem în mișcare, ne asigurăm, încerc să filmez de aici, am luat piciorul de pe frână, mașina nu face nimic, observați, acum pun piciorul, accelerez și mașina pleacă, ne oprim să facem mersul înapoi, semnal dreapta, în paralel cu autobuzul alb aici. Am pus semnalizare și apăsăm doar frână. Nu avem treabă cu schimbătorul, ne-am oprit. Oprim semnalizarea și vrem să facem mersul înapoi. Apucăm maneta cu mâna dreaptă, prindem clapeta și ducem maneta la litera R, marș arier. Am spus că noi o să folosim cel mai des P-ul de la parcare, când parcăm mașina și nu mai conduce, D-ul, mersul înainte, drive, și R-ul, înapoi. Deci, mersul înainte, D, mersul înapoi, R. Și P-ul pentru a parca mașina. Am dus la R și acum mersul înapoi. Observați că avem piciorul drept pe frână, doar trebuie să eliberăm frâna și mașina va pleca înapoi. Observați, nu avem piciorul acolo, mașina merge singură. Ne oprim. Acum trebuie să mergem înainte, apucăm maneta și ducem maneta în drive. Da? Semnalizăm că ne punem în mișcare, ne asigurăm și nu avem de făcut decât să eliberăm piciorul de pe frână și mașina s-a plecat singură. Dar noi să nu mergem așa de încet, trebuie să și accelerăm. Și acum am mutat pe accelerație. Semnalizăm stânga, ne asigurăm. Semnalizăm stânga pentru că o să urmăm ieșirea 4. Ne asigurăm. Putem intra. Observați că avem piciorul pe accelerație. Schimbătorul nu mai avem treabă cu el că l-am poziționat pentru drive, adică mersul înainte. Și acum folosim doar piciorul drept. Apăsăm doar frâna. Atât frâna, observați, acordăm prioritate. Schimbătorul nu am umblat la el deloc. După ce trec mașinile care au prioritate în sens, o să plecăm și noi, doar ridicăm piciorul de pe frână și mutându-l pe accelerație. Uitați, așa am făcut. Observați cât de ușor se conduce, nu mai suntem stresați, că ne-am oprit, să suntem în viteza 2 și apoi trebuie să aducem maneta în viteza 1 pentru a ne pregăti să plecăm de pe loc după ce acordăm prioritate. Deci toate aceste lucruri care trebuia făcute, nu le mai facem. Conducem lejer. Uitați, frânăm, accelerăm. Încă o dată, o intersecție aici, semnalizăm stânga pentru că intrăm în intersecție, ne asigurăm de pietoni, piciorul drept îl avem pe accelerație, acum îl mutăm pe frână, fără să mai avem treabă cu schimbătorul, observați, s-a oprit mașina,
Noi stăm atenți doar la a ne asigura de mașini și a fi atent la trafic. Deci nu mai avem treabă cu maneta de schimbat vitezele, că nu mai avem ce să schimbăm. Observați. Dacă ne-am oprit aici să treacă pietonii, am frânat, nu avem sau au trecut pietoni, imediat am pus piciorul aici și am plecat. Deci se conduce foarte, foarte ușor și rapid. Să revenim pe banda 1. De aceea vă încurajam să conduceți mașini automate, pentru că dacă o să conduceți într-un oraș aglomerat unde se merge bară la bară, trebuie să bagi în viteza întâi, să mergi câțiva metri, să te oprești cu ambreiaj și frână, iarăși bagi în viteza întâi, iar mai mergi câțiva metri, iarăși te oprești și tot așa. O să faci febră la picioare. De ce să se întâmple asta când avem posibilitatea să conducem mașini automate? Cam atât am avut de spus despre mașina cu cutie de viteză automată. Vă invit să conduceți mașini cu cutie de viteză automată. Vă rog să vă abonați la canalul meu. Vă mai rog să apăsați și clopoțelul, să dați și câte un like, pentru că o să urmeze și alte materiale care vă vor fi de interes. Vă mulțumesc, o zi bună!